Bine v-am regăsit la Super Pariuri, aici din Superbet Premium Store. Am avut o zi de pauză, numai bună, să ne mai relaxăm, să ne mai odihnim, să ne căutăm inspirația. Și avem nevoie de inspirație, pentru că de azi înainte următoarele zile vor fi dedicate echipelor naționale. Echipele naționale sunt acum la putere, echipele de club sunt deoparte, sunt preliminariile campionatului mondial, cele care vor fi cap de afiș în următoarele zile până în weekendul celălalt, practic, și cam despre asta o să vorbim aici la Super Pariuri. Și începem cu un meci cu un afiș foarte bun. Confruntarea dintre Norvegia și Olanda. De fiecare parte găsim puncte de interes. Punctele de interes de la norvegieni le știm, punctele de la olandezi de asemenea le știm. Sunt într-o grupă deloc simplă, grupele în principiu sunt complicate. Și asta face ca opțiunile de pariu, inspirația să fie necesară, să fie nevoie de multă inspirație, pentru că preliminarele astea sunt destul de grele. Suntem, atenție, preliminarii de campionat mondial, nu de campionat european. Și știți bine care sunt diferențele atunci când vine vorba de echipe calificate. Așadar, Norvegia și Olanda sunt în aceeași grupă cu Turcia, care este lider. Turcia este lider în această grupă după 3 meciuri. Are 7 puncte Turcia, Norvegia și Olanda sunt la egalitate. Meciul e așadar important pentru ambele echipe. Și hai să începem cu pariurile. Hai să luăm, ușor așa, să o luăm de la goluri. Să vorbim despre goluri. Și să vorbim despre golurile marcate de Norvegia. O să vorbim și de golurile marcate de Olanda. O să vorbim imediat și de goluri marcate de norvegian. Probabil că v-ați dat seama despre cine e vorba. Așadar, primul pariu pe care vi-l propunem pentru astăzi, total goluri gazde. Gazdele sunt norvegienii. Însă, dacă ne uităm pe statistici, pentru că n-avem pe ce să ne uităm în momentul ăsta decât pe statistici, Olanda a câștigat la 0 ultimele 4 meciuri împotriva Norvegiei, iar 3 dintre aceste victorii au fost în partide oficiale. Norvegia, sigur, vă duce cu gândul la Holland, dar Holland de la naționala Norvegiei, și o să vorbim imediat despre el, nu e același Holland de la Borussia Dortmund. Așa că, dacă vă uitați, de exemplu, ce face Holland la echipa națională, dacă stăm să ne gândim și îl comparăm cu ce face la Borussia Dortmund, comparațiile nu-l avantajează. Ne aducem noi aminte că pe noi ne-a cam curentat, cum se spune. 3 goluri ne-a dat într-un meci pe care noi, din păcate, l-am pierdut. Numai că de atunci Holland mare lucru n-a făcut. Și uitați-vă și adversarii, totuși, pe care i-a avut. Muntenegru, Gibraltar, Irlanda de Nord, Luxemburg. Are un singur gol marcat de la cele 3 goluri marcate cu noi. Așa că, din acest punct de vedere, nu e același lucru. Echipa națională a Norvegiei nu seamănă cu echipa națională a Olandei. Care Olanda? E cu un nou selecționer. A fost o perioadă cam tulbure la olandezi după plecarea lui Ronald Koeman. Ronald Koeman a plecat la Barcelona și a cam lăsat baltă pe olandezi. Episodul Frank de Boer n-a fost ok pentru ei și s-a văzut la campionatul european. A venit Louis van Gaal. Louis van Gaal a mai fost de 2 ori selecționer. În dreptul lui stă ultima performanță importantă a naționalei Olandei, acea finală mică, să spunem, jucată la Mondialul din 2014. În plus, dincolo de van Gaal, a revenit și Van Dijk în apărare. Și asta e o garanție cât se poate de ok. Bun, și hai să vedem ce putem paria. Un pariu destul de logic ar fi gazdele 0-1 gol. Un pariu care poate să iasă, pentru că, dacă vă uitați, putem încerca, Norvegia nu înscrie sau marchează maxim un gol. Putem încerca, ideea asta e că Norvegia, împotriva Olandei, în principiu ar trebui să aibă mari dificultăți în a marca. Cotă 1.28 pentru gazde, pentru Norvegia, așadar 0-1 goluri. Trebuie să ne obișnim, suntem la meciuri de echipă națională. 1.28, așadar, pentru această cotă. Mergem mai departe cu al doilea pariu pe care vi-l propunem, a doua cotă pe care vi-l propunem. Pe rezultat final de data asta,
Și spuneam mai devreme de victoriile Olandei în meciurile directe cu Norvegia. Ne ducem și mai mult, 8 partide oficiale. Olandezii s-au impus de 5 ori și au făcut de 2 ori egal. O singură dată s-a întâmplat ca Norvegia să câștige. Apoi, plecând, pornind de la asta, pornind și de la ideea că Olanda, după episoadele, cele două episoade cu ratări la turneele finale, Olanda, spre deosebire de Norvegia, este totuși echipa care arată, care sună, care înseamnă ceva mai mult în fotbalul european. Așa că aici, pe această cotă, pe acest rezultat final, putem găsi o cotă de 1.73 pe victoria Olandei. Mie mi se pare că e o cotă bună pentru victoria Olandei în deplasare într-un meci de genul ăsta. E o cotă bună din care putem porni, din care, cu care să ne putem construi de aici încolo câte ceva. Și apoi, al treilea pariu pe care vi-l propunem noi este total goluri oaspeți. Am amintit, ați văzut acolo poate, eșecul cu Cehia. Eșecul cu Cehia a fost la campionatul european. A fost un meci în care Olanda n-a marcat, dar a fost la campionatul european. Campionatul european înseamnă un pic altceva. E un pic altceva și știm bine. Știm bine lucrul ăsta. Până să fie eliminată de la acest campionat european, Olanda a avut în principiu meciuri în care a marcat. Și vedeți aici golurile marcate de olandezi. Ne duce mult, mult până la Italia, care e totuși Italia și promitea la momentul acela. Vedem golurile marcate de olandezi până la acest 0 despre care tocmai vă spuneam. Așa că un scenariu cu Olanda marcând cel puțin 2 goluri în această partidă, pentru că și stilul de joc al norvegienilor implică așa ceva, implică ideea asta. Așadar, un scenariu cu oaspeții, peste 2 goluri, cu o cotă 1.85, este o cotă rezonabilă, o cotă iarăși de la care puteți pleca pentru un bilet al acestei zile. Iar la super pariul acestui meci Norvegia-Olanda, am combinat 2 pariuri speciale. Dacă doriți super pariuri, le găsiți acolo. Am zis că pentru astăzi să încercăm să combinăm 2 pariuri speciale. Am convenit că Olanda e favorită, am convenit că Olanda va da gol, am văzut care e situația pe la norvegien, care e situația lui Holland. L-am văzut în weekend, de exemplu, pe Depay, într-o formă foarte bună la FC Barcelona și nu văd de ce e forma asta bună a lui Depay la FC Barcelona nu s-ar duce și mai departe la naționala Olandei. Așadar, pariul special, super pariul, sau combinația de 2 pariuri speciale, cum vreți, pentru astăzi pornește de la ideea că Depay marchează, apoi Olanda câștigă această partidă, iar oaspeții, deci olandezii, vor avea peste 5,5 cornere. Cota este foarte bună, o să vedeți, 6,53. E o cotă foarte bună, sigur că fiind o cotă mai mare decât celelalte, are mai multă doză de hazard. Dar, în principiu, golurile lui Depay ar trebui să vină, victoria Olandei ar trebui să vină, iar cele 5,5 cornere, 6 cornere, așadar, ale olandezilor, de asemenea, ar trebui să vină. Atât pentru astăzi, de aici din Superbet Premium Store. Mâine vă aștept de dimineață să vorbim despre România.